Deus Deus in Sion, et tibi redentur votum in Jerusalem. Exaudi orationem meam ad te omnis caro Sfântului Duh să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Iubiți credincioși, dragi ascultători ai postului de Radio Maria, dragi credincioși care ne urmăriți prin internet, suntem în 2 noiembrie, ziua în care Biserica ne invită pe toți să ne amintim de răposații noștri. După ce ieri am contemplat strălucirea unde se află Sfinții, astăzi Biserica ne amintește că avem o datorie să-i ajutăm pe frații noștri răposați ca și ei să ajungă în slava cerească. Și am făcut-o astăzi, vizitând cimitirele, ascultând Sfânta Liturghie,
și vom continua și în zilele următoare, făcându-ne o datorie de a ne ruga și de a ajuta pe cei care au plecat din mijlocul nostru sub semnul credinței. Ne recunoaștem păcatele pentru a putea celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, Cururea Fecioară, și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne aducă la viața cea veșnică. La ceruri, dăruiește-le slujitorilor tăi răposați harul, ca triumfând împreună cu el asupra morții, să te poată contempla în veci pe tine Creatorul și răscumpărătorul lor, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. I-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot. Citire din Cartea Înțelepciunii. Suflete celor drepți sunt în mâna lui Dumnezeu, iar niciun chin nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți, păreau că mor și ieșirea lor era considerată o nenorocire, plecarea de la noi distrugere, dar ei sunt în pace. Și dacă în văzul oamenilor sunt pedepsiți, speranța lor este plină de nemurire. Fiind disciplinați cu puține suferințe, li s-au făcut multe binefaceri, căci Dumnezeu i-a încercat și i-a găsit vrednici de el. Ca pe aur în foc i-a probat și i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot. În timpul vizitărilor vor străluci și vor alerga în cascânteile printre paie. Vor judeca neamuri, vor stăpâni popoare și Domnul lor va domni peste ei în veci. Cei care s-au încrezut în El vor înțelege adevărul și cei care cred în iubire vor rămâne cu El, căci harul și îndurarea Lui sunt pentru aleșii Lui. Cuvântul Domnului. Sufletul meu e însetat de Dumnezeul cel viu. Cum dorește cerul izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu e însetat de Dumnezeu, când voi veni și voi vedea fața lui Dumnezeu. Sufletul meu e însetat.
se topește în mine, cum treceam prin mulțime, ducându-mă până la casa lui Dumnezeu. În strigătele de bucurie și de mulțumire ale unei mulțimi în sărbătoare. Trimite-mi lumină și adevărul tău, ele să mă călăuzească, să mă ducă la muntele tău cel sfânt și în lăcașurile tale. Merge la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeul bucuriei și veseliei mele. Te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Doamne, Dumnezeul meu. Pentru ce ești mâhnit, suflete al meu, și pentru gemi în lăbunătrul meu, așteaptă-L pe Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda, pe El care este mântuirea feței mele și Dumnezeul meu. Din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Eu, Ioan, am văzut un cer nou și un pământ nou, căci cerul dintâi și pământul dintâi au trecut, iar marea nu mai este. Și am mai văzut cetatea cea sfântă, Ierusalimul cel nou, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. Și am auzit un glas puternic de la tron spunând: Iată cortul lui Dumnezeu împreună cu oamenii. El va locui împreună cu ei, iar ei vor fi poporul lui și El, Dumnezeu cu ei, va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor, iar moarte nu va mai fi. Nu va mai fi nici plâns, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut. Cel care șade pe tron a zis: Iată, le fac pe toate noi. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui care este însetat, eu îi voi da în dar din izvorul apei vieții. Cel care învinge va moșteni aceasta. Eu îi voi fi lui Dumnezeu, iar el îmi va fi fiu. Cuvântul Domnului. Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai revelat celor mici misterele împărăției tale.
citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, văzând mulțimile, Iisus s-a urcat pe munte și după ce s-a așezat, s-au apropiat de El discipolii Săi și, deschizându-și gura, îi învăța zicând: fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire. Fericiți cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Fericiți cei persecutați din cauza dreptății, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și, mințind, vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucurați-vă și tresăltați de veselie, căci răsplata voastră mare este în ceruri. Cuvântul Domnului. Credincioși, dragi radioascultători, Radio Maria, suntem într-un număr mai mare în această seară în biserică. Mulțimi de credincioși s-au dus astăzi la cimitire și, cum spuneam, vor merge și în zilele următoare, ca o datorie, poate, pentru răposați, pentru cei care au plecat din sânul familiilor noastre, pentru prieteni cunoscuți sau necunoscuți. Un gând bun, un gând care ne poartă an de an în cimitire, pășind în acest loc unde cu siguranță vom ajunge și noi. Pe poarta de intrare a unui cimitir stă scris ceea ce noi suntem, voi veți fi. Cine nu-și amintește de acest lucru, uită de el însuși. Ziua credincioșilor sau răposaților ne invită de asemenea atunci să ne amintim de capătul pelerinajului nostru, pentru ziua când și noi ne vom odihni, vom trăi în locul de veci. Dar poate ne întrebăm de ce în această zi sau în aceste zile ne amintim așa mai intens de cei scumpi ai noștri. Pot fi motive bine întemeiate, poate altele, fără să ne dăm seama, simțim așa din instinct că trebuie să facem ceva pentru răposații noștri. Cu siguranță un sentiment care ne poartă și la biserică pentru a asculta Sfânta Liturghie, pentru a face o pomană în aceste zile, pentru a ne ruga la cimitir, este sentimentul de recunoștință față de răposații noștri. Cu toții avem răposați din sânul familiilor, părinți, tata, mama, frați, surori, cumnați, prieteni, binefăcători, și parcă simțim că trebuie să facem ceva pentru ei. Poate facem și în timpul anului. Ne rugăm, cerem să se celebreze o Sfântă Liturghie pentru odihna sufletului lor, dar aceste zile parcă se intensifică pentru a arăta această recunoștință
firească, normală, pe care noi o avem față de cei care au plecat din mijlocul nostru. Dar poate fi și un sentiment, poate, de tristețe, că atâta timp cât scumpii noștri au trăit pe acest pământ, nu am fost la înălțimea chemării noastre, nu i-am respectat îndeajuns, i-am supărat, am mers pe căi greșite, deși ei ne voiau binele. Și ne pare rău că este prea târziu acum, văzând că nu mai sunt în mijlocul nostru și am vrea să reparăm pentru tot ceea ce am greșit față de dânsii. Și este un sentiment bun, pentru că cel puțin în ultimul ceas ne trezim și putem să continuăm legătura cu dânsii, oferind rugăciunile, jertfele și Sfânta Liturghie la care participăm. Dar poate motivul cel mai profund este exprimat în ceea ce noi recităm în fiecare duminică, atunci când spunem crezul: cred în împărtășirea Sfinților, cred în viața veșnică, cred în învierea morților. Aici trebuie să căutăm adevăratul răspuns pentru tot ceea ce facem în aceste zile și în restul anului, dar poate cu o intensitate deosebită astăzi. Și este normal să ne gândim că este o viață veșnică, că viața are un capăt pe acest pământ, dar nu înseamnă că odată cu moartea, cum se aude de multe ori la televizor sau la știri, că cineva trece în neființă. Foarte greșit ceea ce se spune, pentru că omul este creat de Dumnezeu pentru viață. Viața pământească este doar o trecere spre adevărata viață. Și nici poate chiar în vocabularul nostru cuvântul mort nu prea sună bine. Spune un filozof, Jacques Maritain, și filozof catolic, că obișnuim noi creștini să spunem: plătesc o slujbă pentru morți, ne rugăm pentru morți, fac o pomană pentru morți. Și uităm că poate acest cuvânt este doar pentru starea civilă, acolo unde se notează cu ocazia plecării cuiva din această viață că este mort. De fapt, mort înseamnă întreruperea unui curs normal. Și mai corect ar fi atunci să folosim, poate ați observat că m-am ferit să folosesc cuvântul mort, să folosim cuvântul răposat, defunct. Cel care este răposat, ne gândim la cuvântul poate de proveniență, că se odihnește undeva, se odihnește în cimitir. Defunct, cel care s-a despărțit de trupul pământesc, dar sufletul este mai departe în cer. Și așa mărturisim atunci ceea ce spunem poate cu grabă sau fără să ne dăm seama duminica sau în zilele sărbătoare: cred în viața veșnică. Viața veșnică care înseamnă o viață care continuă pentru toți cei care pleacă din această lume, pentru răposații noștri. Și așa vrem să-i credem pe cei care îi amintim în aceste zile în rugăciunile noastre, că sunt în viața veșnică, că așteaptă învierea morților, adevăr fundamental pe care noi îl mărturisim. Iisus Hristos a înviat din morți, primul dintre cei care au murit, și este viu la dreapta Tatălui. El este cel care dă garanția acestei continuități, că răposații noștri nu sfârșesc odată pentru totdeauna viața lor pe acest pământ și, cum spuneam, trec în neființă, dar continuă să trăiască. Și continuă să trăiască cu speranța că vor ajunge la învierea finală. Cei care au murit în starea Harului Sfințitor, cei care au fost găsiți pregătiți, vrednici, au intrat direct în slava cerească și au fost cei pe care i-am amintit ieri, Sfinții din Cer. Dar sunt și cei care poate mai au ceva de ispășit în purgator și așteaptă, trăiesc cu speranța că vor avea parte de viața de veci, alături de Iisus cel înviat în slava cerească. Și așa vrem să-i vedem cu ochii credinței în aceste zile.
dacă ei mai au ceva de ispășit, dacă mai trebuie să plătească ceva pentru că nu au trăit așa cum ar fi fost normal să trăiască vocația lor creștină, noi îi ajutăm. Este adevărul împărtășirii Sfinților, o comuniune care rămâne mai departe. Noi continuăm să purtăm amintirea lor în inimă. Avem poate și imagini care să ne amintească mai mult de faptul că au fost alături de noi. Ei nu s-au despărțit de noi. Ei sunt dincolo de un zid, de un vân, și dincolo ei continuă să spere, dar au nevoie mai departe de ajutorul nostru. Acele sentimente de afecțiune, de prietenie, de apropiere, nu au dispărut odată cu plecarea lor din lume. Continuă mai departe și ei așteaptă, privesc la noi, așteptând rugăciuni, așteptând ascultarea sau oferirea de Sfinte Liturghii, așteaptă faptele noastre bune pe care le facem, pomana, pentru ca Dumnezeu să-i spele, să-i curețe de greșelile lor și să-i așeze apoi în rând cu aleșii și Sfinții Săi. Ne-am putea gândi că acești răposați pentru care astăzi, într-un mod deosebit, ne rugăm, sunt într-un advent mai lung. Este adventul lor, așteptarea lor. Iar rugăciunile noastre pe care le facem sau jertfa Sfintei Liturghii pe care o oferim, vrem să grăbească sfârșitul acestui advent pentru ca de la advent să treacă la Paște, de la așteptarea învierii, să trăiască cât mai curând acest moment al triumfului definitiv și să intre în slava cerească. Și așa am vrea să îi gândim în această seară, poate în acest an ne rugăm ca ei să fie scăpați din locul de curățire, din purgator și poate anul viitor sunt în rândul Sfinților. Nu îi mai pomenim la 2 noiembrie, dar îi vom aminti la 1 noiembrie, așa sperăm. Și efortul nostru trebuie să fie încurajat de acest bine pe care noi îl putem face. Dar ceea ce este important este ca această legătură să nu se limiteze doar la această zi. Nu putem să limităm legătura noastră numai pentru câteva momente sau pentru câteva zile. Spune un mistic musulman și musulmanii au gânditori profunzi: frate, dacă vii să vizitezi mormântul meu, nu uita de secriul tău. După moartea mea, nu căuta mormântul meu pe pământ. Mormântul meu este în inima celor care iubesc. Cuvinte adevărate, cuvinte frumoase, pentru că atunci când ne amintim de răposații noștri, trebuie să ne amintim și de faptul că într-o bună zi și noi vom pleca din această lume. Este un adevăr atunci care ne poate intensifica mai mult această legătură, cultivând în inima noastră acest sentiment, o dorință ca să-i revedem pe cei dragi ai noștri cât mai repede și să ne orânduim așa fel viața noastră încât trecerea să fie rapidă, să nu mai fie locul de așteptare sau de purificare. Ceea ce ne îndeamnă biserica este ca de fiecare dată la o mormântare să ne amintim că nu suntem veșnici pe acest pământ, că noi suntem călători și în acest schimb pe care îl facem cu răposații noștri, cu siguranță de multe ori simțim mâna lor, de câte ori n-am avut senzația că cineva ne-a ajutat. Cineva ne-a ferit de la un pericol, cineva a intervenit la momentul potrivit. Da, poate ne-am rugat pentru dânsii, ne-am rugat pentru răposați, pentru cei cunoscuți sau necunoscuți și o mână nevăzută a planat asupra noastră și ne-a ajutat. Un adevăr că trăim această împărtășire a Sfinților și trebuie să trăim cu convingerea că există această comunicare între noi, între cei de dincolo și cei care suntem încă pe pământ. Un adevăr fundamental care pentru noi creștinii este, spunem, esențial. Esențial pentru că aici cultivăm și dincolo de cred în viața veșnică, cred în învierea morților,
credem că Dumnezeu, Cel care este stăpânul vieții, dar este și stăpânul celor care se află deja în împărăția sa, ne rânduiește pentru fiecare dintre noi o cale, o cale pe care trebuie să mergem și nu ne este permis să uităm că scopul vieții noastre este cerul, că scopul vieții noastre este să dobândim viața veșnică. Aceasta este lecția pe care o dau răposații noștri. Aceasta este invitația pe care o fac în această zi ca noi să-i sprijinim în virtutea legăturilor pe care le-am făcut, dar și pe care le-am avut, dar și în virtutea faptului că noi trebuie să ne simțim toți frați în Hristos. Cel din tâi care a plecat și a înviat este Hristos și urmează o mulțime de frați, frați într-o credință, pentru că toți am fost botezați în același botez și toți trebuie să ne îndreptăm în această direcție. Iată, iubiți credincioși, lecția pe care ne oferă ziua de astăzi, dar care nu trebuie să fie limitată numai pentru aceste zile. Tot timpul avem datoria să ne împlinim o obligație față de cei scumpi ai noștri, pentru toți cei răposați, și să ne gândim, poate să mai dilatăm inimile noastre, victimele războaielor, atâtea războaie în lume la ora actuală, atâtea nedreptăți, atâtea vieți care sfârșesc din cauza violențelor, atâtea chinuri la care sunt supuși cei care își îndrăznesc să-și mărturisească credința și sfârșesc aruncați în închisori sau executați, atâția oameni care mor de foame, atâția tineri care pleacă prematur din această viață din cauza viciilor și a drogurilor, să dilatăm un pic inima noastră pentru a ne gândi și la acești sărmani, poate la care nimeni nu se gândește, chiar dacă poate nu fac parte din Biserica Catolică, dar să-i amintim pe toți. O datorie de pietate, de caritate față de toți. Ne rugăm și pentru răposații noștri într-un mod special, oferind Sfânta Liturghie, care este jertfa bineșterenței, care ajută cel mai mult sufletele din purgator. Să o facem des, să nu uităm, să nu treacă prea mult timp fără să ne amintim că avem datoria să participăm sau să cerem celebrarea de liturghii. Jertfa lui Hristos este medicamentul cel mai puternic cu care noi putem ajuta sufletele care sunt în purgator. Ne vom ruga la sfârșitul liturghiei, amintindu-i pe toți cei care au plecat dintre noi, poate de dată mai recentă, să spunem, în anul acesta, este frumos. În fața lui Dumnezeu nu este o numărătoare a anilor, dar este bine să ne amintim de toți cei care au plecat de aici, din această parohie sau din Iași, sau din familiile noastre, sau din parohiile de proveniență. Îi unim pe toți în gândul nostru și în rugăciunea noastră prin milocirea Preacuratei Fecioare Maria și a tuturor Sfinților, ca să grăbească trecerea acestor suflete cât mai repede în bucuria cerului. Amin. Fraților prea iubiți, toți aceia care au murit în Hristos rămân uniți cu noi în aceeași iubire a lui Dumnezeu. În rugăciunea pe care astăzi o înălțăm pentru biserică și pentru întreaga lume, voim să ne amintim în chip deosebit de aceia care au mers înaintea noastră cu semnul credinței. Doamne Iisuse Hristoase, speranța tuturor celor ce mor întru Tine, dăruiește bisericii Tale harul de a-și mărturisi mereu în fața omenirii credința ei în învierea Ta. Luminează-ne ca în faptele noastre să nu uităm de viața viitoare. Te rugăm, ascultă-ne.
descoperă-le tuturor popoarelor puterea cu care l-ai înviat pe Fiul Tău și călăusește-le pe calea mântuirii veșnice. Dă-ne harul ca gândul morții să fie pentru noi îndemn la fapte bune și la încredere în Tine. Răsplătește-i cu bucuria veșnică pe păstorii noștri sufletești și pe toți binefăcătorii noștri care au trecut din lumea aceasta. Primește la Tine și sufletele de care nimeni nu-și mai aduce aminte. Binevoiește a dărui iertarea păcatelor și odihna veșnică slujitorilor Tăi răposați, pentru care se săvârșește această sfântă liturghie. Părinte atotputernic și îndurător, pentru jertfa Fiului Tău pe care Biserica o aduce pe Sfântul Altar, Te rugăm prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria și a tuturor Sfinților să eliberezi sufletele celor răposați de orice legătură a morții, primindu-le în lumina fericirii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Ți le oferim pentru toți slujitorii Tăi adormiți în Hristos, pentru că ai eliberat de lanțurile morții prin jertfa unică a Fiului Tău, să se învrednicească de viața veșnică prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi.
și drept, de cuvință și mântuitor lucru este, să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. În El ne-a strălucit speranța învierii fericite, astfel încât pe noi cei întristați de certitudinea morții, să ne mângâie făgăduința nemuririi viitoare. Căci viața credincioșilor Tăi, Doamne, se schimbă, dar nu se pierde, și după destrămare nestatornicei locuinți pământești, le este pregătit un lăcaș veșnic în ceruri. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile, și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul slavei Tale, zicând fără încetare. Sanctus, așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor Săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru, cu Episcopul Auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău.
Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne o nouă astăzi, cerurile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ne-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți toți cei chemați la ospățul Mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Domnule Hristos, să-mi vădească eu de viață cea veșnică. Amin. Thank you.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca primind această jertfă, să sporești îndurarea Ta asupra slujitorilor Tăi răposați și, după cum le-ai dăruit harul botezului, să le dai și plinătatea bucuriilor veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletele tuturor răposaților noștri, precum și a celor uitați, pentru că răscumpărați din moarte, iertați de păcate, împăcați cu Tatăl și purtați pe umerii bunului păstor, să se bucure de fericirea sfinților în împărăția Regelui veșnic. Măreț viruitor al morții, Stefanic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat la noastră fire, Aia și morții Tăi spus, și ne-ai Harul baptisma. Pentru că te-a prinsă, obstacă nașterea ta, și atunci când venirea multă, ai nașterea până-nvina. Cu Tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii Tăi, Iisuse, care în lumea pe tot, oricumile și către Tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Dacă Te-ai uitat la fără de legi, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Și el a mântuit.
Să ne rugăm. Pleacă-ți, Doamne, urechea spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să ajezi sufletele răposaților noștri vechi, care i-ai chemat din această lume la loc de lumină și de pace, și să-i unești cu mulțimea Sfinților Tăi. Părintea Totputernicului, ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezlegi pe frații și surorile noastre de legătura morții și să-i primești în ceața aleșilor Tăi prin Hristos Domnul nostru. Amin. Odihna cea veșnică dă-le lor, Doamne. Să se odihnească în pace. Amin. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată slujitoarea Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să revești harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea Lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin.
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerea lui Dumnezeu, care ești mântuitorul meu, luminează-mi în această noapte, păzește-mă, păzește-mă și ocrunește-mă pe mine. Ție, prin mila lui Dumnezeu, preasfântă inima lui Iisus. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul și milostivul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Ea s-a sfârșit, mergeți în pace.